La liceul teoretic Dimitrie Cantemir din municipiul Iași, cadrele didactice nu au ținut cursurile în ziua de luni, 22 mai. Numai directorul, directorul adjunct și personalul nedidactic nu s-au raliat grevei generale din învățământul preuniversitar. Conducerea unității de învățământ asigură funcționarea școlii în parametrii care sunt firești pe perioada grevei. Toate cadrele didactice se află în grevă, toate cadrele didactice auxiliare se află în grevă, categoria de personal nedidactic se află la serviciu. Profesorii spun că le este tot mai greu să se descurce cu salariile pe care le primesc acum. Lucrurile au ajuns într-un punct din care nu mai putem da înapoi. Nu este nevoie să repet tot ceea ce a spus colega mea și tot ceea ce lumea deja știe. Suntem și noi oameni și vrem să fim cunoscuți ca oameni care au și nevoi, au și dorințe, au și o viață personală și își fac treaba cu ceea ce au la dispoziție atât cât pot și cum pot ei mai bine. Părinții sunt alături de mine și de noi și de liceul Cantemir pentru că știu foarte bine cum ne facem treaba. Știu foarte bine în ce condiții ne facem treaba, știu foarte bine că atunci când avem teste, din banii noștri aducem și tragem la Xerox, din banii noștri cumpărăm marcare, din banii noștri facem foarte multe lucruri, doar să nu împiedicăm demersul didactic. Sindicaliștii susțin că vor continua greva generală. Luni și cadrele universitare s-au aflat în grevă de solidaritate cu dascălii din învățământul preuniversitar. Ne-am dorit foarte mult ca și colegii din învățământul universitar să nu intre într-o grevă de solidaritate, să intre într-o grevă tradițională, sănătoasă, așa cum facem și noi. Solidaritatea în acest moment se manifestă prin participarea la grevă, nu prin alte acțiuni. Universitarii ar putea declanșa greva generală abia spre sfârșitul lunii, deoarece abia pe data de 18 mai ei au trimis ministrului educației notificări în privința declanșării protestului. După 29 discutăm, vă invit, la momentul respectiv, probabil toate universitățile sincron vor declara grevă. Grevă de acest tip, grevă generală. În județul Iași, peste 90% dintre cadrele didactice s-au aflat în grevă. Doar la școala din comuna Heleșteni s-au ținut ore. Miercuri, sindicaliștii din învățământul preuniversitar vor participa și la un protest în fața prefecturii Iași.